oh, 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 I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh. Yo soy Janina. Sí, yo sono Matteo. Bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi o să facem un tag. Și Matteo e aici lângă mine să mă susțină în tagul ăsta. Aș vrea să dau acest tag și lui Alexandra. O salutăm pe Alexandra. Ciao, Ale! Ciao! Și lui Rox. Ce faci? Vrei să te îmbrățișezi? Da. Dar de ce faci așa? Zbori? Și aș vrea să îl dau și lui... Cui mai dăm? Lui mămica lui Noa. Salutăm băiețeașii. Îi dăm lui Raluca. O să vă las în infobox link-urile la fetele mele aici, care vreau să le dau tagul ăsta. Lui Ioana 114, dacă are plăcere să facă. Ce faci tu acum? Ia dumneze! Aaa, doarme mă, că s-a plictisit! Voi ia te boa pe tine, că mă joc eu cu tine la play, nu mai faci așa? Mă ia pe mine somnă, așa este. Aaa, te răzbun pentru că scam în clipul tău, da? Să răzbună mă, că într-un clip de-a lui am căscat rău de tot ce făcea mie. Haide mă, mamă! No, veramente, pe. A, faci spectacol? A, bine. Hai să începem. Prima întrebare. Câți copii ai și ce vârstă au? Câți copii avem? Două. Doi. Două sunt fete. Doi sunt băiați și fate. Doi. 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 A, câți ani ai? Tu câți ani ai? Hai spun zile în italiană, n-are nimic. Vrem să vă spunem că am înregistrat clipul ăsta până la capăt și s-a întrerupt fără să știm și noi am vorbit ca nebunii singuri aici. Haideți mai departe. Deci am spus, Matteo are 14 ani, îi împlinește pe 21 septembrie și Rosela pe 4 mai a făcut 17 ani. Următoarea întrebare. Care sunt canalele de socializare care le folosești cel mai mult? Ce faci, Matteo? Dai like? Dați like la băiat aici. Care sunt canalele de socializare care le folosești cel mai mult? Instagram în primul rând, Facebook. Ce faci, mă? Te culci? No. Matteo, v-am spus eu să răzbună pe mine, pentru că în clipurile lui pe mine mă ia rău somnul și încep să casc. Odată m-am apucat și am făcut greutăți. Și el s-a supărat pe mine și a zis că o să se răzbune într-un clip de-al meu. Și acum face la mișto și zice că doarme. Haide mai departe. Pui poze pe social a copiilor tăi și de ce? Da, pun poze cu copiii mei pentru că sunt frumoși. Uite-te și ce kawaii este Matteo. Păi să nu s-o pune, e prea frumos, e un păcat să nu vă arăt cât e de frumos. Mai puțin cu Rosela pentru că ea nu vrea. În fine, așa sunt puștănești. Dislike? Îi dăm dislike lui Rosela, că nu vrea să facă poze cu noi. A? Un like. Un like. Ești bun tu, faci like-uri. Pui poze cu chipul lor sau încerci să-i acoperi? Nu, pun poze cu fața lor frumoasă. Kawaii! Cu copiii mai mari. A? Copiii tăi știu că tu ești pe Facebook? Sunt fericiți de chestia asta? Da, n-avem probleme de astea, nu ne stresăm pe faza asta. Te-ai mai întrebat dacă atunci când copiii tăi vor fi mari și vor vedea poze cu ei de când erau mici puse pe social, ce o să zică? Vă spun eu ce zice. Rosela spune, nu, ăștia ce imediat i-a pus poza cu mine când eram mică, sunt urâtă. Cum să fii? Copiii mici nu sunt urâți.
copiii mici sunt frumoși și cu făcuțe, și cu falcuțe, și cu falcuțe. Da, Mateo face spectacol aici. Păi hai să plec eu și rămâi tu singur. Rămâi tu singur. Păi de ce nu? Îți pui niște limite sau îți place să postezi toată viața a copiilor tăi? Nu că îmi pun limite, mai ui. Mi-am adus un hater lângă mine aici, îmi șantajează video. Nu am problemele astea. Da, gata, fii serios, da? Da. Ok. Nu-mi pun limite, mai uit să-i pozezi toată ziua. Nu am mai departe. Stai să mă apropii, că nu văd bine, Mateo. Ai mai ricevut comentarii sub faptul că pui poze cu copiii tăi? Nu. Salutăm pe Iuta. Îl salutăm pe Iuta. Bună, Iuta. Iuta e nenea ăla care s-a luat de mine rău de tot că a vorbit despre virginitate înainte de căsătorie. Dislike. I-a dat Mateo mare dislike cu două degete, de așa, dislike în jos. Cu două mâini. Fără număr, Mateo, dislike-uri. Mai departe. Crezi că este că poate fi un pericol real în a arăta copiii tăi pe social? Sincer să fiu, riscurile sunt oriunde, chiar și pe stradă. Nu trebuie neapărat să fii pe social. Mateo nu este pe Facebook. Ia spune, de ce nu ești pe Facebook? Nu-mi place. Nu-i place. De ce nu-ți place? Așa. Așa. Nu vrea el, nu-i place. Deci riscuri pot fi oricum. Nu mă stresez să zic, aolo, îmi pun poza că poate fi un risc. Încercăm să avem grijă de copiii noștri și fiecare vrea ei. Mai departe. Gata, am terminat. Ultima este taga o altă mămică sau mai multe mămici. Mulțumesc! Deja eu l-am tagat la început. Fetelor, dacă nu o faci, nu este nicio problemă. A fost așa, să ne distrăm un pic. Sper că video v-a plăcut. Mateo m-a disturbat, m-a deranjat tot timpul. Data viitoare nu-l mai ia la mine clipuri. Nici eu nu mai fac clipuri cu el. Pentru că uite ce mi-a făcut. Mi-a stricat clipul aici. N-a fost serios deloc. Hai, dați-i niște like-uri, că ea aia vrea like-uri, că stă așa cu mâinile. Câte like-uri vrei? Câte? Nu știu. 100, 2, 3, da, 100 de like-uri pentru Mateo, fără număr, vă rugăm frumos, pentru cel mai mare deranjator de clipuri, 100 de like sau 100 de dislike-uri? 100 de like. 100 de like-uri pentru domnul Mateo, vă rugăm frumos. Sper că lui nu v-a plăcut, uitați să dați un like, 100 de like și să curgă așa fără număr, fără număr. Și ne vedem la următorul video. Bătaie, 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 bătaie. Ah, God.